Astăzi, lecția a șasea din tematica Împreună pentru Ierusalim, Ierusalimul în perioada misiunii Mântuitorului. Asta înseamnă cu aproximativ 2000 de ani în urmă și gândindu-ne la evenimente petrecute atunci, să-L rugăm pe Domnul să ne dea pricepere, să ne putem transpune într-un mod suficient de aproape pentru a putea înțelege aceste lucrări. Amintiți-vă de cele scrise în cartea profetului Ezechiel, la un moment dat a fost luat prin Duhul și dus în vedenii la Ierusalim. El era în robie și i s-au arătat realități spirituale care se petreceau în același timp în țara sa de origine. Dar mai târziu, tot în cartea Ezechiel este scris că el a fost dus prin Duhul să vadă Ierusalimul nou, îl putem numi. Asta înseamnă că prin Duhul lui Dumnezeu aveam capacitatea să ne mutăm într-o altă epocă sau într-o altă zonă pentru a putea pricepe mai bine lucrurile. Și când ne gândim că vrem să studiem ceea ce e scris în cuvânt, avem încredere, avem siguranța că Dumnezeu vrea să pricepem, amin? Ierusalimul în timpul Domnului Iisus, a misiunii sale pământești mai exact, a fost reședința provinciei romane Iudeea și datorită templului, în primul rând, a fost locul cel mai sacru al iudeilor, al evreilor. Templul, cel de-al doilea numit, adică reconstruit după reîntoarcerea din robia babiloniană, a fost extins sub îngrijirile lui Irod cel Mare și numit sub acest aspect și templul lui Irod, dar durata existenței lui n-a mai fost lungă, pentru că, așa cum știți, în anul 70 el a fost distrus. Să privim acum mai întâi la câteva aspecte de ordin istoric și să observăm Ierusalimul și templul în perioada misiunii Mântuitorului, folosind de câteva date din istorie, în mod deosebit istoricul evreu Iosif Flavius a notat mai în detalii adevărul despre acele locuri și acele timpuri și apoi, bineînțeles, gândindu-ne, oprindu-ne la ceea ce este scris în Evanghelii, urmând ca în partea a doua să reflectăm asupra relației, a raportului pe care l-a avut Domnul cu Ierusalimul și cu templul. După cum spuneam, regele Irod cel Mare, care și-a dobândit acest titlu de la romani, a guvernat peste Iudeea între anii 37 înaintea erei noastre și anul 4. Știți că el a murit imediat după nașterea Domnului Hristos. El s-a ocupat, începând cu anii 20-19 înaintea erei noastre, de extinderea, de repararea templului. Lucrările au continuat încă alți ani cu renovarea zidurilor și a coloanelor exterioare. Succesorii lui au continuat lucrările și despre asta vom aminti în lecția viitoare, până în jurul anului 64 era noastră. Ceea ce înseamnă că s-a construit în jur de 80 de ani. S-au făcut remodelări, extinderi, înfrumusețări, în așa fel încât templul a devenit o clădire arhitecturală de valoare a antichității. Vă citesc doar, am selectat un fragment din descrierea lui Iosif Flavius despre cum arăta templul în vremea aceea. Știți că în Vechiul Testament el era mult mai simplu. Era curtea cu altarul, cu legianul, Sfânta și apoi Sfânta Sfintelor. Dar ascultați cum descrie Iosif Flavius în Cartea Antichității Iudaice templul lui Irod cel Mare. Se afla zidit într-un patrulater cu toate laturile egale, fiecare latură având câte 38 de metri. Interiorul patrulaterului era amenajat cu terase, templu aflându-se în centru pe cea mai înaltă terasă. Zidurile sfinte au fost construite numai din marmură albă,
iar acoperișul a fost acoperit cu cuie din aur, spre a nu se așeza pe el păsările. Zidul exterior al curții templului avea numai 4 porți, toate fiind amplasate pe latura de apus a acestuia. Pereții interiori ai curții erau dublați fiecare de câte un pridvor, galerie, susținut de câte 3 coloane de marmură albă. Pardoseala acestor pridvoare era din piatră colorată, iar acoperișul din lemn de cedru. Pridvorul din partea de răsărit, numit și pridvorul lui Solomon, era locul în care se aduna de obicei Domnul Iisus și ucenicii săi, potrivit fapte 10:23, Ioan 10:23, fapte 5:12. Pridvorul din partea sudică, mai lat decât celelalte 3 pridvoare, era numit pridvorul regesc. Aici se aflau tarabele schimbătorilor de bani și a celor ce vindeau animale mici pentru jerfe, așa cum scrie și în Matei 21. În curtea exterioară, unde aveau acces și păgânii, se afla o sinagogă. În această sinagogă a fost găsit Iisus Hristos la vârsta de 12 ani, când a rămas singur la Ierusalim, Luca 2, 41-47. Curtea interioară era înconjurată de o balustradă minunată de marmură albă, prevăzută cu o poartă pe latura de răsărit numită Poarta lui Nicanor sau Poarta Frumoasă, la care urcau 12 trepte de piatră. Curtea interioară era împărțită în 2 părți, separate între ele de un zid de piatră. Una în partea de răsărit, curtea femeilor, iar alta în partea de apus, curtea bărbaților. În curtea femeilor, mai îngustă și aflată la un nivel mai jos, se intra pe câte 4 porți, iar în curtea bărbaților mai largă și aflată puțin mai sus, se intra pe câte 6 porți. Mai sus, de curtea bărbaților, se afla curtea preoților. În afara templului, pe lateralele de nord și sud, erau zidite 38 de camere, în câte 3 etaje, precum în vremea lui Solomon. În partea nord-estică a templului, Irod cel Mare a înălțat un minunat palat regal numit Antonia, în cinstea lui Marc Antonius. În vremea Mântuitorului, în acest palat, era găzduită o legiune de soldați romani, însărcinată cu supravegherea ordinii în piața din jurul templului. Iată, dar, cât de fastos și cât de extins ajunsese templul Domnului. Pe bună dreptate era numit templul lui Irod, căci lui i-a aparținut proiectul. Știți că în vremea lui Moise și respectiva lui David, evreii nu și-au permis să construiască nimic în plus, s-au diferit față de ceea ce Dumnezeu poruncise. Acum, totul a fost după gândirea umană. Am putea spune că și în vremea noastră modificările de ordin uman sunt foarte multe. Pe bună dreptate, sub acest aspect, se poate lăuda la Odisea că e bogat. Că și evreii se puteau lăuda atunci cât de grozav este templu. Amintiți-vă că și ucenicii au fost prinși de vraja asta. Și a spus învățătorule, uite-te, e ce se vezi. Dar să vedem ce s-a întâmplat până la urmă cu acest templu pe care au muncit atât de mult până să-l finalizeze. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos și magii din răsărit au venit la Ierusalim, s-a dovedit că păcătoșii din cetate, așa după cum spunea Domnul în relatarea din Luca 13, că unii nu erau mai păcătoși decât alții la Ierusalim, adică majoritatea erau păcătoși, trist era că era vorba de niște păcătoși și nu vreau să se pocăiască, au fost în același ton cu Irod, cel a cărui nume îl purta templu. Pentru că spune Scriptura în Matei capitolul 2, versetul 3, că atunci când magii au întrebat de împăratul de curând născut, când a auzit împăratul acest lucru, s-a turburat foarte mult. Și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. Titlul ciclului de lecții se numește Împreună pentru Ierusalim. Dar vă rog să observați că aici apare expresia erau împreună, dar împotriva Domnului la Ierusalim. Și numai în Evanghelia după Matei am mai selectat câteva versete ca să vedeți că pentru ei împreună în Ierusalim însemna cu totul diferit față de ce nu studia noi până acum, că împreună înseamnă împreună cu Domnul mai întâi. Citesc tot din Matei 22:16.
Fariseii au trimis la el pe ucenicilor împreună cu Irodiadii. Și să știți că aceștia erau pe direcții diferite de orientare. Acum s-au unit. Erau împreună doar ca să fie împotriva Domnului. Ei nu erau împreună dintotdeauna. Erau ca și cum ar face parte în vremea noastră din partide diferite. Spune tot în Matei 26:4 despre alte foruri conducătoare menționate în versetul 3, preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii norodului, și aici erau din mai multe partide, s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșul ca să-L omoare. Un împreună în sens negativ. Și rămânem pe aproape, capitolul 27:41, au fost împreună până la sfârșit în cele rele. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau joc de Domnul. Și chiar când era pe cruce, nu au avut nicio milă, pentru că erau împreună cu diavolul care intrase în Iuda și cu care făcuseră împreună târgul să-L vândă pe Domnul. Chiar privind mai departe, în capitolul 28, cu versetul 12, și după ce au primit vestea că Domnul a înviat, aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, e vorba de preoții cei mai de seamă, conducătorii celor 24 de cete, au ținut sfat și au dat ostașilor bani. I-au mituit să mintă. Atitudinile împotrivitoare din duhul lui Irod, ca să înțelegem mai bine din spiritul Satanei, au fost prezente de la venirea Domnului și până la plecarea Lui din lumea aceasta. După cum scrie în Ioan capitolul 1, a venit la ai săi, dar ai săi nu L-au primit. S-au sfătuit împreună, dar pentru ei împreună nu era înțeles. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu-i călăuzea sub nicio formă, dimpotrivă. Duhul lumii, și așa cum au spus ei, conducătorul lor era și a rămas Cezar. Să privim totuși la Ierusalim în vremea aceea și la alți oameni. Și să ne gândim că înaintea Domnului Hristos a fost trimis Ioan Botezătorul. Și scrie în Matei capitolul 3, versetul 5. Locuitorii Ierusalimului, ei sunt menționați mai întâi, apoi alții din toată Iudeia, din toată împrejurimea Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Iată că păcătoșii Ierusalim s-au împărțit în două. Unii care au rămas cu Irod și cu Cezarul și alții care au început prin lucrarea lui Ioan Botezătorul să se întoarcă cu inima spre Dumnezeu și să fie împreună cu el. Lucrarea începută de Ioan Botezător a fost desăvârșită prin mesajul Domnului Hristos, prin lucrările lui, și oamenii, mă refer la cei care au primit mesajul, i s-au asociat. La început Domnul a predicat în sinagogi, apoi s-a dat o circulară ca să fie dat afară și cei care îl primeau sufereau și ei anumite rigori din partea clasei conducătoare religioase, însă tot timpul au fost oameni care s-au afiliat cu Domnul și cu ucenicii. Scrie aici în Matei capitolul 4, versetul 25. După el au mulți multe noroade. Și printre locurile descrise scrie și din Ierusalim. Să citim și din Evanghelia după Ioan, ca să observăm discuțiile, frământările din vremea aceea cu privire la Domnul Hristos. Ioan capitolul 7 de la versetul 10. După ce s-au suit frații lui la prasnic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul prasnicului și ziceau, unde este?
Noradele vorbeau mult în șoaptă despre el, unii ziceau, este un om bun, alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus a suit la templu și învăța norodul. Nu că avea acces în Sfânta sau în Sfânta Sfintilor, ci în acele încăperi, în sinagogă și în pridvoarele de la templu de care am vorbit, sau în curte. Iudeii se mireau și ziceau, cum are omul acesta învățătură că și n-a învățat niciodată? Deci iată uimirea, întrebările din jurul persoanei și a lucrării Domnului Hristos. Tot din Iman citim din capitolul 10, de la versetul 21, chiar de la 19, din pricina acestor cuvinte, iară s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul inorii templului, era iarna. Și Iisus se plimba prin templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis, până când e toții suflete în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne de slujit. V-am spus, le-a răspuns Iisus. Și nu credeți? Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți? Pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Mai adaug un citat și din Fapte 13 pentru a observa concluzia, așa după cum a definit-o Pavel la un moment dat, predicând în misiunea lui, Fapte 13 cu 27. Căci locuitorii din Ierusalim și mai mari lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Domnul Iisus a stârnit împotrivire cum a profețit Simeon și a spus mamei sale și lui Iosif. Dar în mod deosebit în ultima săptămână a patimilor numită, Domnul a fost în centrul atenției întregului Ierusalim. Atunci au avut loc ședințe ale Sanhedrinului, atunci oamenii au fost adunați pentru că la sărbători erau în Ierusalim până la 1 milion de oameni, potrivit datelor istorice. A fost o forfotă în acele zile. Atunci se decidea mântuirea lor, a celor care au fost împotrivă, sau celor care au fost pentru Domnul. Și așa cum știm, atunci s-a decis și mântuirea noastră. Să ne amintim de asemenea că Domnul a fost ispitit la Ierusalim și chiar la templu, despre care noi vorbim. Diavolul l-a dus pe strașina templului și l-a provocat cu cele scrise în Psalmul 91. Spunea Domnul Iisus, scrie la un moment dat în Evanghelie după Ioan, acum vine stăpânitorul lumii acesteia. În ideea aceasta, în mod deosebit, ziceam să ne putem transpune la Ierusalim, să vedem ce a fost acolo. Recent am auzit pe o soră spunând, m-am apucat să citesc Vechiul Testament cu un gând nou. Să văd ce ar fi trebuit să priceapă evreii, că ei numai Vechiul Testament îl aveau, atunci când a venit Domnul Iisus. Să văd eu l-aș putea primi pe Domnul privind la Vechiul Testament, și la felul în care Domnul s-a comportat și a activat în timpul misiunii sale. Problema era foarte complexă. Acolo nu era doar milionul acela de oameni și forurile conducătoare, fiecare partid cu ideea lui și cu scopurile lor. Erau demoni. Însă, bineînțeles că era și Domnul cu prezența sa și a îngerilor și Duhului Dumnezeu în acțiune. Aici a fost partea culminantă a întregii istorii a Ierusalimului. Știți că atunci când a fost reconstruit templul al doilea, scrie în carte Hagai capitolul 2, și făcând legătura cu ceea ce scrie în Ezra, unii plângeau, ce slăbuță-i clădirea aceasta față de faima care a avut-o în timpul lui Solomon. Și atunci s-a rostit următoarea prorocie, slava acestei case va fi mai mare decât cea din tâi.
Pentru că acolo, în cel de-al doilea templu, urma să vină Domnul Hristos, care era, care este mai mare decât Solomon. Însă tocmai în perioada aceea, ei au fost atrași de mărăția templului care devenise a lui Irod, dar în același timp erau frământați cu cel care pretindea că el strică templul. Problema era pusă într-un mod categoric, da sau nu, pentru că în final aici se ajunge. Nu există cea de-a treia opțiune sau posibilitatea de a rămâne neutru. Să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 19, pentru a observa presiunea și complexitatea stărilor de la Ierusalim din săptămâna mare. Luca 19, de la versetul 29. Pe când se apropia de Betfage și de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată dezlegat și aduceți-mi-l. Dacă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el, s-au așezat pe Iisus călare deasupra. Oare cât și-au amintit atunci de prorocia lui Zaharia? Întrerup textul de aici pentru a vă citi cartea Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Și a fost momentul în care Domnul a spus: trebuie să împlinească, dacă voi tăceți, strigă pietrele. Dar au strigat oamenii. Partea aceea care l-a crezut și l-a primit pe Domnul. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unui măgărițe. S-a împlinit cu detalii. Și stăpânul și măgărușul, locul unde era așezat, erau toate rânduite. Mă întorc la pasajul din Luca, scrie în continuare de la versetul 36, pe când mergea Iisus, oamenii și-așezau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim spre pocorușul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Rod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenici. Dar el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, pentru că trebuia să se împlinească în întregime cuvântul. Nu degeaba au făcut preoții ședință și au spus: acum se decide soarta neamului nostru. Așa era, dar nu înțelegeau. Scrie tot în Luca 24, citesc de la versetul 18, despre discuția celor doi în drum spre Emaus și însuși Domnul. Drept răspunsul din ei, numit Cleopa, a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Adică toți știau. Ce? Le-a zis el. Și i-au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului rod, cum preoți cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie răstignit de la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, care au fost cunoscute pentru că nu se putea petrece acest fenomen, lucrurile acestea, altundeva decât în Ierusalim, acolo în cetatea Marului Împărat. Rămân tot în Luca pentru a citi din nou cu 31, pentru a observa că atenția întregului univers era concentrată la Ierusalim atunci. A venit Moise și Ilie în slavă și vorbeau despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Și tot din Luca citim din 13 de la 31. În aceea zi au venit câțiva farisei și au zis Domnului: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpi acesteia: iată că scot dragi și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi.
dar trebuie să umplu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Totul s-a decis acolo. Și tot din Luca vă mai citesc un verset, 9:51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu știau ucenicii, nu înțelegeau ceilalți, însă Domnul știa ce urma. El pentru aceasta venise. Totuși a înștiințat ucenicii, deși ei nu înțelegeau. Scrie la un moment dat în Marcu, capitolul 10, că ei mergeau îngroziți după Domnul. Dar acesta era drumul, Domnul știa unde se duce și ce urmează. La un moment dat le spune, tot Luca 18:31, iată că ne suim la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Domnul a știut nu doar ce urmează, a știut, cum scrie în cazul lui Iuda, de la început cine avea să-l vândă. Dumnezeu le cunoștea pe toate din veșnicie. Noi oamenii suntem limitați, dar haideți măcar acum în urmă, așa cum scrie în Psalmul 111, să privim lucrările lui Dumnezeu și să-i dăm slavă. Ceea ce n-a înțeles nimeni, cum profeția Isaia, Dumnezeu plănuise, iar Domnul Hristos a venit să împlinească, slăvit să-i fie numele. Acum, după ce ne-am reamintit evenimentele petrecute atunci și care nu trebuie să ne iasă din memorie niciodată, Dumnezeu pentru evrei a lăsat sărbători ca să-și amintească tot timpul de ieșirea din Egipt și de evenimentele prin care au trecut. Pentru noi a lăsat sărbătoarea cinei Domnului să ne amintim tot timpul de ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim și de ispășirea prin Domnul Hristos. Să privim acum într-o a doua parte a lecției noastre la Domnul Hristos în raport cu Ierusalimul și templu. Mai întâi în raport cu Ierusalimul și apoi în raport cu templu. În Matei 5:35, însuși Domnul numește Ierusalimul cetatea marelui împărat. Și vă rog să vă gândiți la această titulatură. După cum am studiat în lecțiile anterioare, Dumnezeu hotărâse să-și așeze reședința la Ierusalim în mijlocul poporului său. Și după cum spuneam în lecția aceasta, lucrarea mesianică, ispășirea, și-a avut apogeul la Ierusalim după cum a fost profețit. Atunci și-a dovedit Domnul devoțiunea pentru cetatea sa. Vreau să citim câteva referințe din profeți, în mod deosebit din Isaia, pentru a vedea cum Dumnezeu anticipase, cum își dorea să realizeze mântuirea. Isaia, capitolul 33, urmăriți-vă, vă rog, mai multe versete. Versetul 24, partea finală. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de lejilor lui. Oare ce înțelegeau evreii când a profețit Isaia? În sutele de ani care au urmat s-au citit profeția. Acum urma să se împlinească. Întoarcem doar câteva pagini, capitolul 40, de la versetul 1. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul Dumnezeu, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Același capitol citim de la versetul 9. Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere, ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vine înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe,
îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Dacă ar fi înțeles, și cei care au înțeles, au avut toate motivele să se bucure, că venise vremea să împlinească toate făgăduințele. Spunea Domnul la un moment dat, scrie în Luca 10, că mulți profeți și oameni lui Dumnezeu din vechime ar fi vrut să trăiască acele zile despre care vorbim în lecția aceasta. Venise vremea să împlinească. Și totuși, iată ce împărțit era Ierusalimul. Unii împreună cu Domnul și cu mântuirea, alții împreună cu Irod și cu clădirile lor. Tot din Isaia citim din 52, de la versetul 7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pace, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, o altă denumire a Ierusalimului, Dumnezeul tău împărățește. Iată glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul, strigă toți de veselie, că-și văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Izbuniți cu toate în strigăte de bucurie dărâmătura Ierusalimului, că-și Domnul mânghie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul își descoperă brațul său cel sfânt în tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Și totuși unii nu înțelegeau. Vreau să ne gândim, frați și surori, și să înțelegem că Dumnezeu așa și-a rostit profețiile ca să înțeleagă numai unii. Și alții, după cum am citit din Ioan 10, să rămână cu întrebări. Spune-o de slușit. V-am spus-o, zicea Domnul, dar nu sunteți din oile mele. Așa lucrează Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Oare îl vom pricepe? Cei din vremea Domnului spuneau, dacă am fi trăit noi în vremea părinților noștri, n-am fi omorât pe proroci. Și ei au făcut marea greșeală că n-au ucis pe cei trimiși, au ucis însăși moștenitorul. Și istoria se repetă. Poate condamnăm pe Adam și Eva, sau poate condamnăm pe 15 la răstigni pe Domnul. Dar noi când nu pricepem Scripturile și poate chiar barjocorim pe cei sfinți care sunt împreună cu Domnul, nu suntem mai încuiați la minte decât ei? Istoria este aceeași și se repetă generație cu generație. Spunea Domnul, ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Doamne, dă-ne ochi și urechi să pricepem și să auzim voia și legile tale. Tot ceea ce a promis Dumnezeu s-a împlinit. Eu cel dintâi, zicea tot în Isaia, am zis Sionului, iată, iată și Ierusalimului îți trimit un vestitor de vești bune. Și unii au priceput. Vă citesc doar o referință din Luca capitolul 1. Scrie de la versetul 67, Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroși care au fost în vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri din mâna tuturor celor ce ne asupresc, ne urăsc, astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri, și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Dar vreau să observați că în vremea aceea, când s-au rostit aceste cuvinte, și mai târziu, ucenicii credeau că Domnul e Mântuitorul, dar totuși nu le venea a crede că în forma aceea. De aici eu înțeleg că și între noi, de exemplu, în ce privește cea de-a doua venire a Domnului, sunt diferențe. Unii înțeleg într-un fel, alții într-altul. Nu-i mare problema asta, dacă suntem sinceri. Vom pricepe la vremea potrivită, așa spunea Domnul. Vi le spun mai dinainte că atunci când se vor întâmpla să credeți. Dar au fost care n-au priceput nici când Domnul a fost mic, nici când Domnul a fost pe cruci. Și n-au priceput nici după aceea când au predicat apostolii. Asta e tragedia unora. De aceea să rugăm pe Domnul să ne ajute să-L înțelegem, să pricepem voia și lucrările sale. Vreau să observăm din Evanghelii că atunci când toate acestea s-au împlinit prin activitatea pe care Domnul a desfășurat-o și la Ierusalim, și amintiți-vă că atunci când a fost mic a fost dus la templu, când a fost de 12 ani
a stat de vorbă cu învățătorii în sinagoga aceea din curțile templului. Mai târziu îl întâlnim pe Domnul Ierusalim. Hai să citim din Evanghelia după Ioan câteva pasaje. Capitolul 5. După ce era un prasnic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. A fost legat de Ierusalim. S-a născut în preajmă la Betleem. Apoi, cum știți, datorită atitudinilor nefavorabile, a trebuit să fugă. A crescut în altă provincie, în Galileea, ca să fie induși în eroare urmăritori. Ca și cum altă dată Ioșeba și cu bătrânul Ihoiada au ascuns pe fiul lui David să fie ferit de Atalia, așa aici Domnul și-a ascuns fiul și îl trimitea la Ierusalim din când în când să-și cerceteze cetatea. Citim în continuare tot din Ioan 5, de la 31, cuvintele Domnului: dacă eu mărturisesc despre mine, însumi mărturia mea nu este adevărată, dar este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturia pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și l-am mărturisit despre adevăr, pentru adevăr. El a spus că nu el este Hristosul, scrie în Ioan 1. Versul 35, Ioan era lumina care era aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă luminați, vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât Tatăl, să vă mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Tot din Ioan citim din capitolul 7. Am citit înainte de la versetul 10, că ei se întrebau dacă va veni la templu. Până la urmă Domnul a venit și de la versetul 37 sunt cuvintele lui: în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit. Unii în rod, când auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau: acesta este Hristosul. Și alții ziceau: cum? Din Galileea are să vină Hristosul? Nu ce Scriptura, Hristosul are să vină din sămânța lui David, din satul Betleem, unde era David? Și s-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. Unii din ei vreau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Apoi s-au întors deci la preoți cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis: de ce nu l-ați adus? Apoi i-au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om cu omul acesta. Farisei le-au răspuns: doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreun din mai mari noștri sau din farisei, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Iată câtă confuzie și ce discuții interminabile. Nu-i de mirare că după aceste vizite repetate, predici, lucrări, Domnul iar se retrăgea. În mod deosebit, în urma perioadă a activității sale, nu mai putea să rămână noaptea în Ierusalim. Căutau să-l omoare și ar fi vrut pe ascuns. Și Domnul se retrăgea, la un moment dat s-a retras într-o cetate a lui Efraim, alteori se retrăgea în Betania și dis de dimineață venea iarăși în templu. Scrie la un moment dat evanghelistul Marcu în capitolul 11 că a intrat în templu. S-a dus în Betania, iar s-a întors și totuși oamenii continuau să rămână în nepriceperea lor. Și cum vă spuneam, scrie în Luca 19:41, când s-a apropiat de cetate, după aceste mai multe intervenții, și-a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De ce? Pentru că atât de puțini l-au primit și au priceput lucrarea mântuirii. S-au bucurat și copiii din cei ce au crezut, dar ceilalți erau toți în fierbere. Deși Irod murise, un alt Irod era atunci, s-a împrietenit și el cu Pilat și cu noroadele lui Israel, cum spuneau apostolii, și l-au dat pe Domnul la moarte, neînțelegând că de fapt prin aceasta se realiza mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne să pricepem ce ai făcut pentru noi. Și dacă n-au priceput cei de la Ierusalim, și cum spunea însuși Domnul că vor veni alții din toate punctele cardinale și le vor ocupa locul, să putem pricepe dacă tot am ajuns să avem cunoștință de aceste noțiuni.
Să privim acum la Domnul Iisus în raport cu templul de la Ierusalim. Știți că el a fost dus la templu să fie tăiat în prejur, scrie în Luca 2 cu 22. Apoi, când a fost găsit în templu, scrie în Luca 2, știți ce a răspuns? Scrie în versetul 49. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Mai târziu, în timpul activității, s-a remarcat prin predicile expuse în templu, în sinagoga și în curțile sanctuarului de care am amintit. La un moment dat a intervenit în forțit. În pridvorul de sud se făcuse piață unde se vindeau animale mici pentru jertfe. Și spune Scriptura, citim din Marcu capitolul 11, citesc de la versetul 15, au ajuns la Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu și îi învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. Domnul a curățit-o în mod simbolic aici. Nu și-a propus să facă ordine în forță. Avea alt plan. Și aici este cheia de boltă a lecției noastre. Vreau să înțelegem că și Domnul Hristos a schimbat și a încheiat slujba templului, care și-a expirat în mandatul ce l-a avut. Așa după cum spunea Domnul femeii din Samaria. Hai să citim din Ioan capitolul 4. Nu-i de mirare că oamenii au priceput atunci, că unii nu percep nici în ziua de astăzi. Rostul lucrurilor ca templu sau alte locașuri de închinare sau pelerinaje. Ioan 4 de la versetul 20. Părinții noștri, zicea samariteanca, s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vei mai închina tatăl nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Să nu mai meargă oameni la Ierusalim să închine? De ce? Ar trebui și dacă erau departe să se închine orientați pe Ierusalim. Și s-a rugat Solomon și a spus, Doamne, când va veni aici cineva să se roage, ascultă, dar aici? S-a scris în Vechiul Testament, dacă cineva să aducă o jertfă Domnului, n-are voie numai aici. Versetul 23, dar vine ceasul și acum a și venit. Asta a fost prin lucrarea Domnului. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Întoarcem la capitolul 2. Să observăm că atunci când a făcut ordine în templu, scrie aici de la versetul 14, Domnul le-a spus în final, versetul 19, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani să se zidească templul acesta. În total vă spuneam că au fost 80, restul după aceea. Și tu îl vei ridica în 3 zile. Dar Iisus le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Vedeți, nici ei n-au priceput întru totul în acel moment. De-abia mai târziu. De fapt, când a stricat Domnul Iisus templul? Spune Evanghelistul Matei în capitolul 27 despre ultima clipă, după care templul a ieșit din uz, chiar dacă el a rămas fizic în picioare încă până în anul 70. Matei 27 la versetul 50.
Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. A petrecut ceva de sus în jos. Mai întâi s-a petrecut în cer. Apoi a trecut pe la perdea și a ajuns până în locuința morților. Ca să se știe în cer, pe pământ și sub pământ, că Iisus Hristos a ajuns să fie Domn și Mântuitor. Din acel moment, templul n-a mai avut și nu va avea nicio întrebuințare în planul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus a spus, îl zidesc eu din nou, în trei zile. Aici l-a dărâmat și a treia zi la înviere l-a zidit. Și a spus, scrie în Matei 16, eu voi zidi biserica mea. Și ce-i biserica? Templu lui Dumnezeu. Pietre vii într-o nouă construcție spirituală. Să citim din Epistola către Evrei, acolo unde sunt detaliile lucrării Domnului Hristos. Capitolul 9, citim de la versetul 8. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Dar prin ruperea perdelei s-a deschis drumul. Scrie de la versetul 11. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. În momentul în care și-a dat Duhul, s-a rupt și perdeaua. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Versetul 14. Prin sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă pată lui Dumnezeu, vor fi curățite cugetele voastre de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu, slăvit să fie Domnul. Din acel moment, slujirea noastră nu mai este intermediată de templu, nici de jertfe. S-a spus preotul, altă rânduială, nu cea lui Aron, ci cea lui Melchisedec, și de acum avem acces liber la Dumnezeu. Scrie tot în Evrei, capitolul 4, de la versetul 14, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și toate acestea ne vin din partea Domnului, mărit să fie El. Iată cum Domnul Iisus a venit la templu, le-a predicat adevărul, conducătorii templului, cei ce ședeau pe scaunul lui Moise, nu l-au putut pricepe pe cel despre care a profețit Moise, însă el a împlinit tot ce a fost profețit pentru el și cu această ocazie s-a schimbat o rânduire a lucrurilor în plan spiritual, urmând ca la cea de-a doua venire să se schimbe lucrurile în definitiv și în ceea ce se vede. În final, ca și o scurtă recapitulare, putem spune că în vremea misiunii pământești a Domnului Iisus existau oameni credincioși ce așteptau mântuirea Ierusalimului, ca Ana, Luca 2:38, ca Simeon, și care au avut parte de harul adus de Domnul. Dar tot atunci au fost mulți evrei în frunte cu conducătorii religioși care stăpâneau Ierusalimul, care nu l-au priceput, ba chiar i s-au opus și l-au osândit la moarte. Prin aceasta s-au condamnat singuri ca să nu mai aibă dreptul să fie împreună cu Domnul la Ierusalim. De aceea spune în
Matei 23 cu 37 ca și o durere pentru aceștia. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Ierusalimul așadar s-a împărțit în două, între cei ce au vrut, l-au primit și rămân împreună cu Domnul. Și cei ce au fost împreună cu Irod și cu templul lui și care n-au vrut să se asocieze cu Domnul, au refuzat acest cuvânt de valoare împreună cu el. Apoi, ceea ce este important de reținut prin lucrarea și misiunea Domnului Iisus, la Ierusalim și la templu s-a dat o nouă dimensiune evanghelică a Ierusalimului. Până atunci Ierusalimul a fost, în vremurile de libertate, capitala evreilor. De atunci Ierusalimul a devenit capitala lumii întregi. Apostolii au primit mandat de la Ierusalim să meargă până la marginea pământului. De atunci avem de-a face cu un Israel universal. Vom vorbi mai pe larg în lecția următoare despre aceasta. Ierusalimul capătă o dimensiune escatologică. Devine un Ierusalim de sus. E și un aspect profetic despre care vom vorbi în lecția 8-a. Dar templul fizic și-a încheiat mandatul. Chiar dacă evreii vor să reconstruiască și sunt împiedicați de arabi, eu nu știu dacă îl vor face sau nu, însă ceea ce știm din Biblie e că noul templu îl are ca preot pentru vecii vecilor pe Domnul nostru. Nu mai e nevoie de jertfe, că s-au dat. S-a dat singura jertfă și Ierusalimul a plătit, a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. De acum avem acces direct la Dumnezeu, acolo la chivot, la cuvânt. Dumnezeu vorbește cu noi. De aceea ne este deschisă mintea să pricepem Scripturile, că nu mai sunt perdele. De aceea Duhul Sfânt ne vorbește și a venit în noi. El locuiește împreună cu noi. Domnul, printre altele, a purtat și titlul de Emanuel. Domnul este cu noi. Rămâne de împlinit acea dimensiune eternă, când vom fi și noi împreună cu El în cetatea sfântă. Că de fapt numele noi Ierusalimului, zice în Ezechiel, că va fi Domnul, este aici. Să ne ajute Domnul până atunci să rămânem credincioși. Asta este cel mai important. Iar celelalte dimensiuni le vom pricepe la vremea potrivită. Nici cei din timpul Domnului nu le-au înțeles pe toate, dar l-au primit. Și pe măsură ce planul se derula, înțelegeau. N-au înțeles când Domnul a scos afară pe cei ce vindeau și cumpărau un templu. Dar după înviere au priceput. Unii lucruri nu le-au priceput nici după înviere. Că ziceau, acum se instaurează capitala aici la Ierusalim. Dar au priceput după ce a venit Duhul Sfânt. N-au priceput apoi că mântuirea trebuie să meargă până la marginile pământului și au rămas numai la Ierusalim și când s-a dus Petru în Cezaria l-au luat la rost. În urmă au slăvit pe Dumnezeu că a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Așa le vom pricepe și noi pe toate pe rând dacă rămânem smeriți și credincioși înaintea Domnului. Dacă nu, vom spune ca evrei pe vremea lui Ieremia și ca în timpul Domnului Iisus, templul Domnului. Și au rămas evreii până anul 70 baricadați în templu, au crezut că au dărâmat romanii cele trei rânduri de ziduri și că acolo Domnul îi ocrotește. Nici vorbă. Și așa au murit peste 1 milion de evrei. Urmașii celor care spuneau când Domnul a fost răstignit, asupra noastră copilor noștri să cadă acest sânge, când de fapt se vărsa pentru ei sângele de valoare să primească mântuirea. Ce diferență între unii și alții. Să ne ajute Domnul să fim împreună cu El. Amin.